Ce înseamnă să te înțelegi cu dușii, duhurile, zic cum vrei, a pământului unde te muți, să zicem, într-un sătuc. Duhurile satului, să zicem. Să te înțelegi, să duci, nu știu ce, să dai, da? Să te înțelegi, să... M-am băgat unde, da, și nu mă lasă. Hai că mi-aduc aminte imediat. Dacă nu ți se întâmplă nimic. Nu-ți merge aia, nu-ți merge aia, n-are nimic cu duhurile, e dinăuntru tău să înțelegi despre ce e vorba, să alegi drumul care îți trebuie și să te deschizi spiritual, punct. Acolo e. N-are nimic cu duhuri, neduhuri, ai înțeles despre ce e vorba, da. Să te înțelegi cu lumea din sat, dacă vezi că lumea, nu știu, e dinăuntru tău, n-ai nicio treabă. Dar e un proces, programele care la un moment dismis, le dizolv. Treci prin așa ceva și zici, Dumnezeu, ba, piciorul, ba, nu știu ce, ba, nu. Vai, când ți se umflă picioarele sau te dor sau ți se ceva, pământul nu te ține. Nu e adevărat, n-ai tu treabă, e dinăuntru tău, ce drum alegi? Alegi cât de cât ok pentru tine ca să se... Ce înseamnă ce drum alegi? Echilibrezi emoțiile. Echilibrezi tot, încearcă, da? Când ești în războiul magic, mai ales. Încearcă și echilibrează. Nu e ușor. Da? Și erau povești cu povești băbești, cu una, cu alta. Acum urci în lumină, în vibrații și spațiu faci la tot și nu mai. Programele 3D. Ce înseamnă să te înțelegi cu duhul casei? Să, cu lumânărele, cu nu știu ce. Aha, moment dismiss. Să susții un suflet sau să ții captiv un suflet mort. Cum vii într-o casă nouă, eliberezi sufletul care a fost stăpânul casei. Că a murit de mult, că a devenit, că așa se zice, că e așa și imediat proiectezi, drag știi ce, da? Înapoi în viitor, care s-a mutat într-un loc nou, la bloc, la căsuț, oriunde a fi, e duhul căsuței. Da? Îl eliberezi, să nu se chinuie. Vai că el mă ajută, el îmi dă liniște și pace. Ia vezi, ia vezi, da? Îl eliberezi, îl eliberezi. De orice vârstă. Sufletel, du-te liniștit. E ok unde ești, nu-ți fie frică, eu te ajut, îți deschid portalul și deschide dinăuntru tău, se proiectează, se deschide portalul și pleacă. Da? Nastra, nastra, ok. Și la fel cu când ajungi în sat și să te înțelegi cu duhurile. Și începe omul să se simtă aiurea, să zâmbească, să aduți aminte, stai la stație și e o doamnă care da, bine, și tu erai așa, nu-i problemă, dar pe văzute, simțite, făcute, treci prin ce ai trecut, uite-te la înregistrările tale de demult și îți pui mâinile în cap. Așa? Nici nu te vedeai și toate și încercai ceva, să dansezi, să spui, să faci, dar e un proces. Și fiecare trece prin așa ceva. Și dacă are poze sau filmuleț, tu te înregistrezi, peste un an te uiți și îți pui mâinile în cap. Ok, că te clirui, te vindești. Bun. Da. Stătea o doamnă la autobuz, care tot timpul la stații de autobuz și tot timpul, haide, bună ziua și așa tot timpul. Și ai, domnule, omul ăsta, cred că tare rău se simte și tare rău. Că acum vezi altfel, ai schimbat percepția și omul care zâmbește și îți povestește și așa intră într-o vrie din asta de programel de ce trimiți în univers, aia primești, ce trimiți în sensul ăsta.
Dar e fals, știi? Adică omul nu înțelege că e mânat de ceva dinăuntru. Da? Are o bestie zâmbitoare, e o mască, da? Care e pusă pleaznă pe om și om o idee nu are. Și din când în când îi dispare masca, nu e tot timpul. Și a vorbit cu cineva, și aia s-a întors să se uite după autobuz. S-a schimbat fața și se uita la ea așa de sus până jos. Deci știi? Măștele, măștele, măștele. Fantastic. Și să te saluți cu fiecare, să când vii într-un loc nou, curăți locul, căsuța, trimiți duhul în astral, unde trebuie să se ducă. Și prin sat, bună ziua, la revedere. Nici nu știu dacă bună ziua. Că în sat e magie satică, satală, să nu zic altceva. Provence, da? Sătească sau cum se zice. Și la tot pasul e magic, e plin de magie. Depinde cum te echilibrezi și cum te simți. Și da, e paradis, da, e un loc minunat. Dar ca să ajungi în locușorul ăsta, trebuie să treci printr-un proces de conștiință, da. Nu că aveam altceva, mi-a picat fisa despre să te înțelegi cu locul unde ai ajuns. N-ai treabă, dar e un proces, un programel. Așa. Răsturnat. Și înapoi în viitor, când clear-ul vindeci, da? Întorci și se vindecă tot. Ai înțeles ceva, se vindecă tot în lumea. Ai înțeles ceva și șoricei, ce înseamnă? Șoricei, toate animăluțele care apar în lumea ta, e câmpul tău energetic, dar e sub ocupație. E acaparat din 3D, s-a proiectat, prostii s-au proiectat, da? Și e acaparat de, eu știu ce, păpușar care a știut să țină sufletele captive și să îți mânuiască organismul, să te aducă și căpșorul, și asta se numea colectiv. Când auzi de colectiv, să rezolvi ceva colectiv, nu știai, e un proces, până ajungi. Acum colectiv nu ai nevoie. Nu ai nevoie. Cum auzi noi și spui noi, e ceva ce trebuie să alungi din tine, da? Să clear-ui, să cu lumânare, cu ghiocul, da. Nu e o glumă. Bun. Cu șoricei, cu toate gâzele, bâzele, cu tot ce apare, în 3D e magic, era magic, era gen șaman, gen, da? Intrau în spațiu tău și te urmăreau. Din pom, din zi. Se răcește, am uitat. Mi-am făcut cacao. Se răcește. Bun. Că e magic pământul, asta e. Acceptă pământul magic. Tu hotărăști ce e magic și ce nu e magic. Și poate că sari într-o lume unde nu e magică deloc. Da? Că toată lumea vrea putere, vrea forță, vrea să facă, să dreagă. Da? Vrea să... Și tu faci diferența. Tu dacă anulezi toate forțele și puterele și sari, nici nu știi unde sari, cu ochii închiși, da? Un mag adevărat nu-i frică de nimic. Nu sari sau iei de la capăt, că nu-i despre asta. Sari undeva, nu știi unde. Da, e un fel de anulezi tot. Uite, tic. Ok. Că ți se face magic să-ți te lași de nu știu ce puteri, să te lași, e dinăuntru tău, sunt programelele care le înțelegi, aha, moment dismiss. Ai alergat după un timp, te-ai mutat, un an, n-a fost nimeni, niciun șoricel, nimic, tu nu știi, tu erai cu blazna pusă, tu nu vedeai. Și la un moment dat a început să apară. Și a început să alegi după. Și ții minte, a zis cineva, noroc că nu te speri. Nu noroc, da. Un fel de dezamăgit era omul. O mască, cine știe cine era sub mască și o rudă de-a tău, un vecin de-a tău. Ție nu ți-e frică de șoricei. Nu ai reacții din astea. Deci să-ți dai seama, trimitea șoricei peste nu știu cine și se hrănea din
nefericirea omului și sperietoarea omului, că se speria, mai ales femeile, da? Și tu ai, dar e un fel de așa, un pic de scârbă și un pic de, da, când îți imaginezi ce e, cum e și ce aleargă pe acolo, unde se bagă și ce, atât. Și omul se hrănea din, și trimitea, magic, trimitea în stânga, în dreapta, nu știu ce, da? Musculițe la un moment dat, nu știu ce apare în casa omului, nu știu ce, tot ce apare în casa omului și nu e sub jurisdicția ta, e magic. Da? Și poți să omori omul care e îmbrăcat în masca șoricelului. E? Șamanii, că intră în transă și ei se duc să vadă, să dreagă. Op, stop, unde te duci tu să vezi să drești? Tu te crezi că tu alegi? Da, eu totemul, eu aleg aia, eu aleg vulturul, eu aleg cele mai nu știu cum, eu aleg albinuțe, eu vin și... Da, într-un șobolan, într-o din aia de zi, într-un șoarec, într-o ceva disgrațios, nu ți-ai imaginat și merge pe stradă cineva și te pocnește de nu te vezi. Nu. Că magicul e mai magic și altul se măgește mai magic decât celălalt. Era o vorbă. De fiecare, nu știu ce, e o altă fiecare. Știi? Așa era construit 3D-ul și dacă amintirile te iubesc, trebuie să accepți. Vai, cine mis și fac și dreg și te trăsnesc în stânga și în dreapta și uite unde am ajuns. Și urci mai sus și ce e? Îți dă te răstoarnă divin dinăuntru tău o proiecție care... De unde e asta că eu n-am proiectat-o? Ei, din programele 3D, din moș strămoș care tot ai fost tu, dar nu mai ții minte. Deci anulezi toate, da, dar e magic și susținem și tot, și cărțile și lumânările. Te mai joci, am mai zis. Te joci că îți place și te distrezi și programele 3D și le accepti, și faci spațiu și se dizolvă toate. Se dizolvă toate. Da? Dacă tu vrei să fii, vai, programelul 3D, să ținem echilibru pământului. Dacă distrugem ceva, se năruie altceva. Ai tot susținut, ai lumină 3D-ul cu să nu se distrugă, să lăsăm să trăiască tot. Da? Flower power. Eu nu pot să omor musca, că musca e vie. Da? Păi nu pot să omori, că știi despre ce e vorba, că poate fi un șaman. Și omori, da? De acolo venea asta. Nu cumva ai programel pornit în lume să nu omorâți, să nu știu ce. Omoară tot, strânge, șterge, spală, distruge. Da? Din stânga în dreapta. Toate gâzele, bâzele. Trimite-le înapoi de unde au venit. Spate. Și șterge programelul de a putea veni la cineva în casă, de a putea intra în casă. Da? Imaginează-ți ce stă la ușa în casă când se intră sau în casă. Vai că eu nu am pisică și nici cățel, da? Au copii acolo, dar eu nu am și eu alerg după șoricei și îi prind. Da? Fac tot felul de... și îi omor și îi arunc. Și gata, liniștește-te, nu trebuie să-ți aduci o pisică. Ce înseamnă să-ți aduci o pisică? Să-i faci locul la un șaman în casă sau la toate rudele șamănești. Dacă ai mai multe pisici, îți dai seama câți șamani, am mai zis asta, câți trăiesc în casă și îi hrănești gratis. Da? Bestia plătește, un fel de se traduce așa. Înțeles, gratis, da. Imaginează-ți o pisică energetică în casă, care nu lasă și nu mișcă în front nimeni. Punct. Tu, e din tine proiecția. Gata. Și se plimbă, umblă acolo, face, drege. Da? Și trăsnește, nu mai vezi șoarecii, nu mai vezi nimic. Ține casa sub control. Da? Un fel de energetic, un fel de din tine. Decât să proiectezi nu știu ce zi
roboți în bucătărie. Asta tu, că ouăle se prăjesc și așa dacă le arunci în tigaie. Nu trebuie să le treci prin nu știu ce farmice sofisticate. Așa, bun, științifice. Bun, nu științifice, tehnic, dezvoltare tehnică și, bun, nu contează, nu ne băgăm acolo unde nu. Ia că am, la plural, vezi? Ești avară, ești avară, ești avară. Ok, bun. Și la intrare la ușă, voi un cățel, cum erau căței ăia de la nu știu ce, să păzească nu știu ce. Astea sunt proiecții, sunt povești care, într-adevăr, omul e o bijuterie, e un diamant. Și la intrarea ușii e păzit diamantul ăsta. Ești oricum păzită divin. De ce să nu o vizualizezi și să nu o ajut să fie până la urmă dus toată treaba? De? Ca lumea făcută. Gata. Asta ce povestește în... Povestești ce a fost sau? A, înapoi în viitor, când eram în, când erai tu în 8 de cuțite. Ca un bebe acolo, bandajat, bolnăvior, bolnăvioară. Așa clirui, așa clirui. Și faza cu lumânările, sunt numai alea merg, lucrează, numai alea. Ai simțite, văzute, făcute. Lucrează toate lumânările, toate. Și de, cu parafină și cu... da? Depinde de fiecare om. Dacă omul simte că nu lucrează, nu lucrează. La tine merge. Mă, tot felul, n-ai treabă. Și în general nu e nevoie să cheltui pe nimic, nici pe, că, pe nimic. Nu e nevoie în magie, e dinăuntru tău. Da? Acum că îți place, mai îți cumperi nu știu ce, ți știu că m-am aruncat cu cristaluri, cu nu știu ce, n-ai treabă, tu ești însă și un cristal. E înăuntru tău totul. Totul e înăuntru tău. Da? Dar vroiam să zic eu ceva, las că mi-aduc aminte. Da, așa mi-a picat fisa. Bine, s-a și dizolvat, nu mai e. Ca să stai de vorbă cu lumea, ca să și lumea, și satul se lega de tine și trăgea din tine, da? Și se plângea la tot pasul, aduce aminte, programele 3D, toate babele, tot moși, toți moșii, aduce aminte când era la bunica. Orice babă trecea pe drum, of, 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 tare, și s-a legat de... Sau ce faceți, vai, că e bine, nu știu ce, și s-a legat de chakra a doua, a treia, a patra, eu știu. Și bunica a doua zi, of, nu știu ce, mă dor picioarele, mă dor și nu știe de ce. Da? Nu ai treabă. Omul nu-și permitea luxul să nu se salute, că depindea de, nu știu, de unul, de altul, de în sat, cum era, vai, dar să nu... Era magic și foarte puternic. Eu nu am știut. Era să se șușutească la țară, dar cum să nu te așezai seara pe ăsta, pe scaun în fața porții și fiecare care trecea era spălat. Mâncau semințe și spălau lumea. Și le lua tot. Da? Îi pune grea, îi spunea, îi se bucurau, nu se bucurau de ei, nu contează. Da? Eu nu știam. Și acum, aha, moment dismis și nu mai merge programul ăsta, se dizolvă. Pe simțite, văzute, făcute. Treci tu prin tot și le dizolvi. Și ce ai proiectat? Ai întors într-o zi, te-ai minunat. Zici, da, și Dumnezeu, simțeai, da? Și zici, dar de ce scaunele stau întoars așa, spre drum? Da, uitați-vă fiecare la casa voastră, ce treabă aveți voi pe drumul pe care merge omul? Și peste o zi, peste două, s-a proiectat, deci nu s-a venit să crezi, s-a proiectat scaunele, majoritatea, la țară, pus scaunul și se uită, stăm, și se uită în poarta lui, a ei. Se uită la căsuță și se... Corect, stă și se gândește ce să mai facă în casă, ce să mai nu știu ce, ia ca geamul, nu știu ce trebuie acolo vopsit, colțul casei, ia ca trebuie reparat, te uiți la, știi? Și s-a și proiectat așa. Așa, 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 ăsta ții drumul. Acolo ești. Hai să
Gata, e umplută, cupele sunt umplute, ești, da? Și roata norocului în viteză. Ce frumoasă. Roata norocului. Da. Cam asta. Intuiția e foarte bună, uite, zice. Ești acolo, ok. Steaua în cărți. Steaua e scutul lui David. Toate religiile sunt împreună, de la toate poți să iei tot ce ai nevoie. Să te hilui, să te vindeci, să te... Da? Acolo ești. Era cu... Foarte frumos. Așa. Vezi aici, Egyptian style. Haideți împreună. Adică nimic. Și regele de of wands, da? Uite cum arată coroana. Zici că e semnul ăsta, cum arăți. Nu, dar așa e, da? Înseamnă ceva. Uite. Vezi? Adică fac of. Ești bine, ești acolo unde trebuie să fii. Nu ai treabă, îți faci lumea ta. Nu mai stai la cheremul nimănui. Ce fac tarotesele adevărate, tarotesele, adică 3D-ul, tarotesele ce făceau? Făceau ce făceau și schimbă energetic, era să primească bănuți sau să, dacă nu primea bănuți, trăgea din om, nu știu ce. Da? Acum nu mai merge așa. Asta să ți-e dat, ți se deschide, ai acolo niște bănuți să nu mori de foame și e atât. Dar cum ai crezut că transformi lumea? Cum o reproiectezi? Cu miliarde în buzunare sau cum? Nu mai merge. Nu mai merge. Aha, moment dismiss. Nu mai plătești, nu știu ce. Te uiți, te interesează, te mai uiți așa. Dacă tot s-a înregistrat omul și a trimis în lume, lucrează la canalul Gibraltar, da. Lucrează la canalul Mâinicii, da. Lucrează la canalul însănătoșirii omenirii din tine, a pământului, da? Fiecare om proiectează ceva minunat. Și se, înapoi în viitor se ajung la bănuți atâta cât ai tu nevoie să cheltui pentru, da? Nu mai e că nu știu ce o să fac, că nu visezi, nu mai ai din astea de o să fac, o să dreg, o să mă duc, trebuie să adun bănuți și tu ai văzut cum e. Înapoi în viitor și peste noapte, nu că ai pierdut bănuții, nici nu e așa ceva. Sari într-o lume unde e cu totul altceva și e, da, știi? Acum nu te duci să, ia, ai o țără de minte și înțelegi lucrurile cum stau. Noi pentru ceva trebuie să luăm bani. Păi ăsta nu e jobul, ăsta e jobul spiritual. Da? Ăsta nu e job să te duci. Jobul, proiecția jobului e alea, da? Care sunt spirituale, care ai darul divin să vezi, să
simți, să vezi prin, tu înțelegi că tu când ți se deschide darul ăsta, se trage câmpul energetic din toți oamenii și doar tu poți să vezi, doar tu poți să spui și ești pentru binele câmpului tău energetic. Tu nu poți să spui asta pentru bani. Aha, moment de smis, schimb energetic între omul care ghidează dinăuntru, vizualizează, îți rezolvă viața, ți-o schimb, ți-o ajută, ți-o schimbă, ți-o, poate să și schimbe, te ajută, da? Nu poate să ceară bani pentru așa ceva, pentru că are mulțumirea, fericirea și încântarea să se ocupe cu așa ceva, i s-a împlinit visul. Și alții nu văd asta, pentru că s-a tras câmpul energetic și oamenii nu au darul ăsta. Au avut încrederea moși strămoși, să zicem, aia povestea, da, a satului, să fie unul clar văzător în sat. Unul să vadă. Și acel unul, de la toată lumea se împarte. Cum? Vede, spune, învață, susține omul, da? Îl hiluie, îl vindecă, îl vede pe stradă, îl ajută să se vindece. Înțelege că nu poate, să zicem, să-l vindece, că omul trebuie să treacă prin ceva, îl susține așa, îl îmbărbătează și mergi mai departe. Și pentru asta nu poți să ceri bani, să dai pe WhatsApp telefonul și... Nu pot, nu e despre la tine, în lumea ta. În lumea altora poți să facă ce vor și cu banii și cu sănătatea și cu... Fiecare ce alege. Dacă omul alege să fie plătit pentru așa ceva, cred că nu e pe mult timp. Știi ce zic? Că tu oricum iei dividende din pământul care îl proiectezi. Dacă să hilui, să vindeci, da? Niciodată nu s-a... Schimbul energetic la țară era așa. Îți dai seama că e cineva care ajută omul așa din... Da? Un om pur care nu că ajută, dar are greutatea asta, povara a... magică a deschiderii, zic cum vrei, să vadă problemele în lume și nu e ușor și nu, poate nu întotdeauna se simte bine și nu întotdeauna când trece, când primește câte un dar și să vadă și să realizeze, da? Și o face din, nu din bunătate, o face pentru că darul așa vine la pachet, vine la om să se deschidă și să facă în lume. Nu se așteaptă la... E făcut fără zi, fără cusuri, da. Fără să... E dragoste pură, zi. Necondiționat e făcut, așa. Necondiționat. Faci. Așa e programelul. Altfel nu ți se... Nu că nu ți se deschide, ți se deschide. Dar nu stă mult. Ai sărit în altă lumină, vibrație, unde nu mai stă mult... Asta zi, dacă faci pe bani și pe bani grei, da? Între idei se făcea pe bani mult, se făcea, oamenii se guruș muru acolo, toată lumea, da? Vine la pachet. Se țineau pe cât puteau, țineau toți, o haită, se adunau de șamani, de vrăjitori, de magi, de susțineau ceva acolo să se susțină, să crească, să îmbogățească pentru bani, că așa era. Nu mai e, urci în vibrație, în lumină, nu ai nimic. Nu ai nimic și nu ai nevoie de nimic. Pentru că ți se deschide altceva. Ți se întâmplă lucrurile altfel. Se proiectează imediat ce ai nevoie. Da? Se face mai ușoară viața clarvăzătorului și a programele vechi. Da? Deci, sunt proiecții din tine, toate, toate, distrează-te. Sărăcit! Ok.